sunt zile griman. Că ești bătrân sau puștan, lipsa banului sparge orice paravan, orice etichetă, cât ar fi de cochetă. Și fiecare simte asta exact ca o amendă primită de la niște chimi de stat. Sătui de plimbat, puși doar pe agățat, copii ce bagă legale de căcat, până la bătrânii ce-și cer dreptul de la stat. Că totu-i supărat în jurul următată, pensia e mică destul, hoții mai taie o bucată. Asta e România plină de zile gri, unde fiecare aleargă grav după hârtii, unde tot ce ține de dorință înseamnă ban. Mătrân sau puștan, ai numai zile gri, man. Secundă de secundă sărăcia-i tot mai tare și o să ia amploare. Nu văd vreo cale de scăpare și în locul ăsta nimic nu e rost, doar cocalarii. Dar încă se menține lupta cu șacalii. Încă mai sunt locuri unde să muncești, unde și să îți dorești, n-ai să reușești. Faci sacrificii peste sacrificii și tot n-ai cum pula mea să reușești când tu tot timpul ai să dai rate, bani sau lași copii orfani. Ai de ales dintre rău și cei mai rău sau fără bani. N-am rezolvat prea multe, scriind despre dreptate, și n-am făcut istorie, relatăm fapte din societate. Cât despre sinceritate am pus-o în fața tuturor, dar tot mi-a fost greu să accept pasivitatea ochilor. Am prins din zbor ideea că forța puterilor e coercitivă în mâna guvernelor. Că puterea corupe, a zis-o și Acton, i-a renta și mai mult când vorbim de ron. Suntem alienați și degradați major, pentru un scop privat, nu al nostru, ci al lor. Suntem un stat de drept, e drept, dar pășim cu stângul. Suntem oameni de rând, dar ne pierdem rândul. Democrația încă conține un sâmbure de oligarhie, că totul ține de puterea celor puține, asta se știe. Și știu că n-am să ajung niciunde, vorbind despre adevăr, fără a mă ascunde și fără a căuta vreun mod de a ocoli tot ce mă afectează. Dar trebuie să știi că dezaprob fundamentalismul religios, ce implică violență, căutând în suflet cea mai ascunsă esență. Vorbind despre cuvinte, cultura duhului, spunea părintele, noi ca cultivarea sufletului. Și-am înțeles că orice om are o șansă, fie ea mică sau mare, de ea se curăța. Și da, deseori mi-am pus mândria printre rânduri ce credeam că o să ajung în top și la asta visam, până am realizat că nu-i deloc așa, că tot ce trebuie să fac e să-mi storc ambiția, să-mi folosesc talentul în scopul binelui, indiferent de viitor și de cerința sinelui. Aveam cândva și așteptări, le-am risipit pe rând, că nu-i nimic mai frumos decât să nu-ți pese de timp. Știi, oricum trece coane și ce e scris rămâne acolo în suflete, ce poate nu mai credeau în mâine. Și da, timpul trece și te lasă rece, rămâi fără reacție și totul te întrece. Eu încerc ca dracu de vicios, copile, în care tovarășii tăi măsoară vorbele în chile. Nu știu dacă înțelegi, iar dacă nu încearcă, modul ăsta de viață te lasă fără vlagă. Deseori n-o să meargă decât până la un punct, unde cei dragi te vor acoperi cu pământ.